spun și eu un bun venit tuturor acelora care ați decis ca în această zi să luați parte la clasa de gătit și mă numesc Kish Orșoia și astăzi am decis să vă prezint trei rețete. Este un fel principal care este compus din niște cârnăciori vegani și bulgur cu năut. Pentru aceste rețete doresc să vă prezint ingredientele. Prima dată am să vă prezint și la care o să ne și ne apucăm de gătit. O să avem nevoie de bulgur. Nu știu câți cunoașteți această cereală. Este o cereală, este foarte ușor de preparat și are foarte multe beneficii pentru sănătatea noastră. Este obținută din mai multe specii de grâu, cel mai special din grâu integral și este foarte, foarte sănătoasă. Acest bulgur este deja spălat sub jet de apă. O să avem nevoie de ceapă, o să avem nevoie de morcov răzuit, de ardei capia roșu tăiat cu bulețe, de năut fiert, de oregano, de condimente cum este cimbru, bulion și apă. Și o să vă arăt și cum procedăm. Pentru această rețetă o să avem nevoie de un vas. Și vom pune prima dată ceapa. Eu o să punem o ceapă. Am pregătit mai mult pentru rețeta următoare. Deci vom pune o ceapă. Vom pune un ardei roșu întreg tăiat cu bulețe. Și vom pune și un morcov întreg răzuit. Vom pune puțină apă. Și vom aștepta să se călească puțin. Vom pune și puțin ulei. Nu călim doar în ulei, pentru că nu este sănătos, de aceea eu întotdeauna folosesc să pun apă și puțin ulei ca să fie cât mai sănătos. Așteptăm puțin să se călească. Vreau să vă mai spun puțin despre acest bulgur, despre această cereală. Are o consistență similară cu cuscusul. Probabil că cuscusul îl cunoașteți cu toții. Sau quinoa, dacă mai cunoașteți și quinoa. Și quinoa este foarte, foarte gustoasă. Nu numai că este foarte rapid de preparat, pentru că se prepară cam circa 15-20 de minute cel mult și este gata, este foarte gustos, dar este și foarte, foarte hrănitor. Menține sănătatea inimii noastre, sprijină controlul zahărului din sânge și este o sursă foarte, foarte bogată atât în fibre cât și fitonutrienți. Fibrele le găsim, nu le vom găsi în alimentele de origine animală, le vom găsi doar în alimentele de origine vegetală. De aceea este foarte sănătos să gătim cât mai sănătos ca sănătatea noastră să prospere din ce în ce mai mult. Între timp, putem să punem și puțin usturoi pisat pe care îl vom folosi și la cârnăciorii noștri vegani. Și luăm o lingură. Și vom pune și puțin usturoi.
vom pune și puțin cimbru măcinat. Desigur, dacă sunt persoane cărora nu le place gustul, puteți să lăsați. Nu este nevoie de, dacă nu vă place gustul. Călim încă puțin. Pe urmă adăugăm bulionul. Eu, de obicei, în bulion mai pun și un fel de ketchup. Ketchup făcut de casă folosesc eu. Și pun și un puțin de ketchup și pun și bulion. Și o să punem, după ce puțin se călește, vom adăuga și acest bulion. O să vedeți cât este de gustos. Vom pune și oregano. Și oregano este foarte sănătos. Între timp, ca să avem și timp, începem și cealaltă rețetă. Despre cârnăciorii noștri vegani, unde am să vă spun ingredientele de care avem nevoie la această rețetă. Vom avea nevoie de o cană de orez fiert deja, vom avea nevoie de o cană de fulgi de ovăz, vom avea nevoie de un sfert de cană de făină de ovăz, majun de prune, care este pentru a înlocui zahărul din compoziție. Este majun de prune făcut afară în ceaun, fără zahăr adăugat. Vom avea nevoie de boia de ardei afumată, vom avea nevoie de vegeta naturală, de condimente cum sunt nucșoara, chimen măcinat, eu am pus și puțin piper alb, de sare, vom avea nevoie de uns, tot așa, ketchup de casă, cu puțină apă și vom avea nevoie de usturoi pisat. Pentru început, o să adăugăm într-un vas, vom fierbe, o cană și un sfert de apă, pe care o punem la fiert. Vom da drumul să fiarbă cât mai repede. Între timp, am să adaug bulionul la ceapa călită cu morcovul și ardeii. Amestecăm. Deja vom putea adăuga bulgurul nostru. Eu am folosit o cană de bulgur. Dacă folosiți o cană de bulgur, adăugați 2 căni de apă. Dacă folosiți 2 căni de bulgur, 4 căni de apă. Este deja spălat. De aceea s-a și întărit puțin. Dar se va dizolva. Amestecăm puțin. Vom pune puțină sare. Folosim sare roz de Himalaya. Vom pune și vegeta naturală. Să folosiți vegeta fără monoglutamat. Monoglutamatul este foarte, foarte dăunător. De aceea eu întotdeauna folosesc
vegeta naturală. Și voi pune și astea, le puneți după gust. Amestecăm, lăsăm puțin să se călească și putem adăuga apă peste ea. Între timp, apa noastră pentru cârnăcior deja începe să dea în clopă. De aceea vom adăuga ceapa. Vom adăuga restul de ceapă în apa clopotită deja. Vom adăuga magiunul de prune. Vom adăuga boia de ardei afumată. Vom pune o linguriță bună. Și vom adăuga și condimentele, nucșoara, chimionul, puțin piper alb. Vom adăuga și aici puțină vegeta. Vom adăuga și puțină sare. Așa. Și nu poate să lipsească din cârnăciorii noștri usturoiul pisat, care ne dă un gust foarte, foarte special. Am să pun chiar să fie cât mai gustos. Și lăsăm puțin să se dizolve, să fiarbă puțin. Și între timp eu am să adaug apa la bulguri. Am să adaug toată cantitatea de apă, dublu. Și am să-i pun capacul ca să fiarbă. Fiarbă cât mai repede. Între timp, compoziția noastră a început să fiarbă bine și acum vom adăuga fulgii noștri de ovăz, o cană de fulgi de ovăz. Amestecăm bine. Și adăugăm și făina noastră de ovăz, un sfert de cană. Și vom lăsa să fiarbă la foc mai mic câteva minute, 2 minute, nu mai mult. Amestecăm bine. Iar după această procedură o să-l punem într-un vas în care o să-l încorporăm cu orezul nostru. Puțin loc. Am să și oprez. Și voi pune în vasul nostru această compoziție. Vedeți consistența cum este?
Așa este consistența noastră, conținutul. Acum vom incorpora cu orezul nostru. Desigur, este fierbinte compoziția, de aceea lucrăm cu lingura de lemn. Și amestecăm. Iar pe urmă ne vom folosi de mâini ca să putem forma cârnăciori. Acești cârnăciori, să știți că îi vom coace la cuptor și să știți că nu sunt deloc uscați, chiar sunt foarte moi. Între timp ne și fierbe bulgurul. O să ne folosim și de mâini. Amestecăm bulgurul nostru, fierbe. Iar acum o să avem nevoie de mâini ca să vă arătăm cum formăm cârnăciorii noștri. Punem și restul de orez. Și vom amesteca. Desigur, la această fază o să puteți gusta dacă mai este nevoie de vreun condiment, dacă este nevoie de puțină sare sau orice condiment. Vom amesteca. Și vom avea nevoie de o tavă tapetată cu hârtie de copt și unsă. Și nu avem decât ca să formăm cârnăciorii noștri. Aici avem și tava noastră și vă voi arăta cum formăm cârnăciorii. Desigur, îi puteți forma cum doriți dumneavoastră. Eu o să avem nevoie de puțin ulei și o să luăm puțin formă și îi dăm forma dorită. Cum doriți dumneavoastră. Mici. Mici, mai mari, mai... Așa o să arate cârnăciorii noștri. După cum vedeți, vreau să vă arăt câteva. Desigur, eu v-am pregătit deja, sunt gata, făcute, pentru că nu putem să coacem acum aici, așa că eu vi le-am pregătit deja, doar am dorit să vă arăt cum arată, așa arată și asta voi lăsa deoparte acum. Pe mâini și o să-i ungem acum cu puțin ketchup. Și nu avem decât după asta să îi punem la cuptor la 180 de grade și se coc în 20 de minute, 25 de minute, ele sunt gata deja. Așa.
Așa, îi ungem. Le dăm o culoare foarte, foarte frumoasă. Deci, așa arată cârnații noștri. Cred că deja s-au rostogolit. Așa. Acum am să vă arăt cum arată deja gata copți. Cârnăciorii noștri. Desigur, eu i-am făcut un pic mai micuți. Așa arată cârnăciorii noștri vegani pe care îi vom folosi lângă bulgurul nostru. Ne uităm cum arată bulgurul nostru, fierbe din ce în ce mai bine. Iar acum am ajuns să-i și gustăm. Dacă mai avem nevoie de sare. Când este deja aproape gata fiert, o să putem adăuga năutul. Eu acum am să gust. Dacă mai avem nevoie de ceva. Și am să mai pun puțină sare. Și am să pun și vegeta. Și bulgurul nostru este deja aproape gata. Nu-l fierbeți de tot, de tot. Lăsați-l un pic sub abur, că ele se vor face sub abur. Așa. Pentru acest bulgur, noi vom avea nevoie de o smântână. Așa că am să vă pregătesc și smântâna. Am să vă arăt cum se pregătește smântâna vegană, foarte, foarte simplă de făcut. Nu avem nevoie doar de un pahar de ulei și un pahar de lapte. După cum vedeți, în aceeași proporție, și suc de lămâie. Și sare. O să punem uleiul în pahar. O să punem laptele. Laptele de soia, desigur. Și o să punem și suc de lămâie. Și am să pun două linguri, chiar trei. Sucul de lămâie îngroașă smântâna noastră și o acrește. Acum o să faceți cât de groasă o doriți sau după gust, să fie mai acrișoară sau mai dulce, cum o doriți. Și o să punem și puțină sare. Și avem nevoie de un mixer vertical. Aici. Și o să începem să blendăm, să avem grijă ca să punem mixerul nostru chiar până jos în pahar și începem încet, încet să urcăm cu el și să mixăm. Gata. Vedeți cât de rapid se face o smântână vegană? Desigur, sunt mai multe posibilități de a face smântână vegană. Putem să facem cu cartofi fiert, cu orez fiert, și mai multe. Deci așa arată. Eu am făcut-o cu... Acum n-am vrut să o fac foarte, foarte groasă ca să o pot folosi lângă bulgur.
Și acum vom adăuga și năutul nostru. O să avem nevoie de 150 de grame de năut fiert. Și năutul este foarte, foarte bogat în proteine. Este foarte sănătoasă. Are foarte mult fier și fosfor. Deci, folosiți-l cât mai mult. Am adăugat și năutul și nu o să fac altceva decât să-mi opresc focul și mâncarea noastră de bulguri este gata. Desigur, o mai lăsați sub capac câteva minute. Puneți capacul peste ea să stea. Eu acum am să vă arăt, am să-l și pun în farfurie ca să vă arăt meniul nostru, felul nostru principal. Ne folosim de altceva. Aici este mâncarea noastră de bulgur. Așa. Năutul este foarte bogat și în fibre. Este bine pentru sănătatea oaselor, pentru cei care au tensiuni arteriale, pentru reglarea nivelului de colesterol, cei care au probleme cu digestiunea, sistemul digestiv. Vom presăra și, deci am pus smântână, am pus peste ea frunze de pătrunjel și acum voi pune cârnăciorii noștri vegani. După cum vedeți, mâncarea noastră ce repede am terminat și nu vă doresc altceva decât să aveți poftă bună și multă, multă sănătate. Până cu ocazia următoare, când ne vom întâlni din nou peste 3 săptămâni, vă așteptăm cu mult, mult drag. Până atunci, multă sănătate! Mulțumesc.